Teiul, remediu pentru bolile trupești și sufletești, considerat ca fiind arborele sfânt al creștinilor, teiul a pătruns adânc în imaginația poporului român, însoțindu-l atât în viața reală, cât și pe târgul basmelor. Nu este întâmplător că în corona teiului Dumnezeu nu aruncă niciodată săgețile trăsnetelor, explicația fiind dată de magnetismul diferit al teiului față de cel al altor arbori. Este știut că țăranii, prinși pe câmp de ploi repezi de vară, aleargă să se adăpostească sub un tei singuratic, evitând alți arbori care ar atrage fulgerele. În plus, s-a constatat că umbra teiului nu provoacă răceli sau alte boli pulmonare, așa cum se poate întâmpla cu persoanele care dorm la umbra nucului. Dacă este adevărat că bolile trupești sunt provocate de bolile sufletești, reciproca este la fel de valabilă. Remediile naturii, care vindecă sufletul, vindecă absolut singur și trupul. Teiul, acest arbore, ne este atât de aproape de suflet nouă românilor, încât ajunge să-i simțim mireasma și deja putem să-i decodificăm singuri calitățile sale de medicament. Mireasma florilor de tei ne aduce pace în suflet, ne face meditativ, ne îmblânzește inima, pregătind-o pentru marile împliniri ale verii. În mitologia Romei antice, teiul simboliza iubirea conjugală și fidelitatea în cuplu, fiind în același timp și arborele lui Venus, zeița iubirii, și al Junonei, zeița înțelepciunii. Mai ales cuplurile tinere își împodobeau altarul casei cu ramuri de tei înflorite pentru a beneficia de înțelepciunea și stabilitatea în iubire. Poetul latin Ovidiu, cel exilat pe țărmul Pontului Euxin, afirmă că de sărbătoarea dedicată zeiței fertilității, fecioarele se împodobeau cu coroane de flori de tei. În folclorul polonez există și acum credința că teiul plantat în fața casei apără familia de spiritele rele, aduce noroc și pace, ajută oamenii să nu-și piardă credința în Dumnezeu și să nu cedeze diferitelor ispite. Conform unei credințe populare franceze, o căsătorie nu se va destrăma niciodată dacă mirii trec la nuntă pe sub doi tei cu coroanele împreunate. La români, ramurile de tei înflorite sunt aduse acasă de rusalii după ce au fost sfințite de preot la biserică, fiind ținute la intrare ori mai adesea lângă icoane. Ele se păstrează toată vara, având darul de a alunga grindina și furtunile distrugătoare, dar menținând și seninul din casă. În creștinismul primitiv, lemnul de tei era considerat sfânt și exista obligația ca statuietele Fecioarei Maria să fie cioplită din lemn de tei. În astrologie, teiul e asociat cu luna, miresmele sale fiindu-i atribuite un efect afrodisiac. În antichitate, asupra teiului erau transferate boli de către vindecători. Mulți părinți plantau un tei când li se năștea un copil, convinși că astfel va fi ocrotit de boli. În caz că totuși se îmbolnăveau, erau întinși la umbra unui tei înflorit. Florile sunt principala sursă de sănătate acestui arbore frumos mirositor. Flori care au în compoziție un anumit tip de zahăr, ceea ce face ca ceaiul din floarea de tei să nu mai aibă nevoie de îndulcitori. În compoziția acestora se mai găsesc mucilagii, taninuri, galice și catehice, glucozide, flavonoide, dar și ulei esențial. Mirosul plăcut este dat de farnesol. Aceste substanțe active conferă florilor
proprietăți multiple. Florile de tei se culeg pe vreme cu aer proaspăt, mai exact după ploaie. De asemenea, este bine de știut că florile nu se culeg separat, ci cu tot cu frunzulițe, pentru că ambele au proprietăți deosebite. Atât florile cât și frunzele de tei se folosesc imediat după ce au fost culese, dar își păstrează proprietățile și sub formă uscată. Uscarea se face la umbră, în spații deschise și lipsite de umezeală. Indiferent că sunt folosite sub formă de infuzie, macerat, pulbere sau tinctură, florile de tei au puternică acțiune sedativă, dar și emolientă, sudorifică, diuretică, antivirală, antiinflamatoare, spasmolitică, decongestionantă sau relaxantă. Florile de tei regenerează psihic și mental. Gama largă a acțiunilor specifice cuprinde domenii foarte diversificate, ceea ce face ca florile de tei să fie nelipsite din fiecare casă, pentru a fi utilizate atunci când survine o cât de mică dereglare în starea de sănătate a membrilor familiei, de la copii până la bunici. Ceaiul din flori de tei este deosebit de eficient atunci când apar afecțiunile pulmonare, respectiv stările gripale, cuturai, tuse cronică și convulsivă, datorită efectului antispastic, râceli, bronșite, astm bronșic, dureri de piept, catar pulmonar cu efect în eliminarea secrețiilor bronșice datorită mucilagiilor. În stările gripale, efectele se datorează producerei unei transpirații abundente și scăderii temperaturii corpului. Se prepară o infuzie din două lingurițe flori uscate la 200 ml apă clocotită, eventual în amestec cu flori de soc. După infuzare, în vas acoperit, timp de 15-20 de minute, se consumă zilnic câte 2-3 ceaiuri călduțe și îndulcite, de preferat cu miere de albine. Ceaiul din flori de tei are efecte remarcabile în afecțiunile sistemului nervos, cu stări de nervozitate, tensiune psihică, isterie, convulsii, oboseală, emotivitate, depresie psihică cu anxietate, surmenaj intelectual, agitație nocturnă, insomnii, amețeli, migrene, dureri de cap și dureri musculare, până la alergii, epilepsie și boala Parkinson. Se consumă 2-3 ceaiuri pe zi, ultimul fiind luat seara, când are efecte liniștitoare și somnifere, prin acțiunea sedativă asupra centrilor nervoși superiori, mai ales la copii și femei. Mămicile au constatat că la copii agresivi, nervoși și bolnavi de insomnie, cel mai bun remediu constă dintr-o baie caldă, făcută la 35-37 grade Celsius, făcută timp de 15-20 de minute, în care se toarnă 3 litri de infuzie cu 500 de grame flori uscate de tei. Pentru persoanele cu insomnii și hiperexcitabilitate nervoasă, se aduc în dormitor câteva ramuri înflorite de tei sau se umple perna cu flori de tei, asigurându-se un somn liniștit și odihnitor. Înainte de culcare, este indicat să se ia o lingură cu macerat din flori de tei cu miere de albine, care ajută la echilibrarea stării nervoase, astfel încât în ziua următoare se va asigura o dozare conștientă a eforturilor fizice și intelectuale. Ceaiul de tei este nelipsit din tratamentul bolilor cardiovasculare, mai ales în hipertensiune arterială, palpitații și extrasistole. Prin efectul de fluidizare a sângelui, acționează benefic în ateroscleroza coronariană și în circulația periferică.
flebite, tromboze, embolii. În afecțiunile digestive, infuzia din flori de tei băută după mese este foarte utilă în afecțiunile hepatobiliare, colicistite, deschinezie biliară, ușurarea digestiei, mai ales la persoanele nervoase, grețuri, tonifierea stomacului, colici abdominali, crampe stomacale, constipații, intoxicații și hemoroizi. Efectele sunt sporite folosind amestecul de tei cu mușețel și ment. Dacă apar simptome de colon iritat, se recomandă ca în cursul zilei să se bea în locul apei potabile un decoct concentrat din flori de tei, care se fierbe 5 minute și se infuzează acoperit 20-30 de minute. În bolile de rinichi, ghitiază renală, infecții renale, cistite cronice, precum și în reumatism și gută, ceaiul de tei este eficient datorită acțiunii diuretice. Sub formă de gargară sau inhalații zilnice cu infuzii concentrate și neîndulcite din flori de tei. 4 linguri floruscate la 200 ml apă clocotită, adăugând o linguriță de bicarbonat de sodiu. Se utilizează cu succes în stomatite, amigdalite, esofagite, faringite și laringite. Frunzele proaspete de tei, aplicate pe răni sau ulcerații la picioare, contribuie la grăbirea cicatrizării. În cosmetică, produsele terapeutice preparate cu flori de tei. Infuzie din 4 linguri flori uscate la 250 ml apă fiartă sunt utilizate sub formă de inhalații cu vapori calzi, urmate de comprese ținute timp de 10-15 minute pe ten sau pe ochi, pentru combaterea ridurilor feței și a cearcănelor la ochi, vindecând totodată plăgile, coșurile, pecinginele și petele de pe față. În vederea stimulării creșterii părului, se prepară o tintură din 10 grame flori uscate și 100 ml alcool de 70 de grade. Se macerează timp de 10 zile cu agitare frecventă. Se strecoară și se folosește prin frecarea pielii la rădăcina părului. Seva, obținută prin înțeparea scoarței în lunile de primăvară, are efecte depurative prin curățarea sângelui intoxicat alimentar. Se consumă intern câte 3 linguri pe zi la un pahar de apă sau se prepară o loțiune cu efecte stimulatoare în creșterea părului. Alburnul, lemnul moale dintre scoarță și măduvă, are proprietăți antispastice, coleretice, diuretice și vasodilatatoare la nivelul arterelor coronariene. Se utilizează ca drenor hepatobiliar și urinar. Stimulează secreția vezicii biliare și eliminarea bile. Dizolvă calculi biliari și renali. Dizolvă excesul de acid uric. Combate hepatita cronică, hipertensiunea arterială și previne tulburările coronariene. Are rol esențial în celulită, reumatism, lumbago, artrită, gută și albumurie. Se prepară un decoct din 40 de grame alburn la 1 litru de apă. Se fierbe până scade la jumătate de litru și se consumă zilnic, cald sau rece, înainte de mese, în cure de 15-20 de zile, repetate de 2 până la 4 ori pe an. Deși prezintă atât de multe beneficii, această plantă destinată relaxării nu este recomandată tuturor persoanelor, mai ales celor care urmează un tratament medicamentos. Înainte de a consuma ceai de tei, pentru beneficiile sale, orice persoană trebuie să consulte medicul, care îi va prezenta toate avantajele, dar și dezavantajele acestei terapii cu flori de tei. Printre persoanele care nu trebuie să consume ceai, se numără gravidele, în special cele în ultimul trimestru de sarcină, pentru că substanțele din tei subțiază sângele și cresc riscul de hemoragie. Pacienții cu anemie, deoarece împiedică absorpția de fier. Cardiaci,
poate accelera ritmul cardiac și șoferii. Teiul poate produce amețeală și stare de somnolență.